Însă întrebarea pe care vreau eu să o ridic este cât de multe lucruri știți despre ce s-a întâmplat înainte de 1968. Și ăsta este subiectul pe care vreau să-l abordez în episodul de astăzi. Salutare tuturor oamenilor de Dacia și bine ați revenit la un nou episod din Dacia 50 Vlog. Eu sunt Albert Vrăbiuță și după lupte seculare care au durat aproximativ 3 săptămâni de inactivitate, revin cu un nou episod din seria aceasta Dacia 50 Vlog. În această perioadă în care n-am reușit să mai postez nimic nou pe canal, am avut în schimb posibilitatea să mă gândesc un pic și să reflectez la ce înseamnă pasiunea noastră pentru autoturismul copilăriei. Sunt foarte conștient că majoritatea oamenilor care urmăresc și cei care construiesc această comunitate pe care încerc să o creez aici, împreună cu voi, știți foarte multe despre ce s-a întâmplat din 1968 până în 2004 și din 2004 până în prezent. Însă întrebarea pe care vreau eu să vă ridic este cât de multe lucruri știți despre ce s-a întâmplat înainte de 1968. Și ăsta este subiectul pe care vreau să-l abordez în episodul de astăzi. Mai exact, aș vrea să vă spun câte ceva despre primul automobil construit de un inventator român, lucru care se întâmpla în 1880, să vă spun câteva cuvinte despre primul automobil înmatriculat în București, asta se întâmpla la începutul anilor 1900, să vă spun cam cum funcționau permisele de conducere și examenele pentru permisele de conducere, la fel, la începutul anilor 1900, și la sfârșit vreau să vă prezint niște fotografii document dintr-o colecție privată despre o cursă de automobile care avea loc pe șoseaua Kiselev în anul 1906. Sunt niște fotografii scanate de pe sticlă. Ei bine, mai multe detalii despre tot ce v-am menționat mai devreme o să vedeți în momentele următoare. Anul 1880 reprezintă anul 0, punctul 0 pentru istoria automobilismului românesc. În acel an, la doar 20 de ani, un inginer de excepție pe nume Dimitrie Băsescu creează într-un mic atelier primul automobil cu aburi de construcție originală. La acea vreme, automobilul Băsescu era cea mai perfectă, cel mai super de șmecher, cel mai foarte tare automobil de acest tip. Realizarea lui Băsescu a fost apreciată de către francez ca fiind cel mai reușit tren fără șine. Mașina era decapotabilă, cu platformă joasă și funcționa pe bază de cărbuni. În spate era așezată o banchetă cu două locuri, iar volanul era pe partea dreaptă. Din păcate, mașina a venit o singură dată în România, la București, în 1906, când Dimitrie Băsescu și-a finalizat studiile și s-a întors în România. Automobilul care a primit numărul de înmatriculare 1B era un FN Herstal, iar lucrul acesta se întâmpla în anul 1900. În acel an, FN Herstal a construit 47 de astfel de autoturisme, din care două au ajuns în București, unul la Bazil Asan, iar celălalt la Prințul George Valentin Bibescu. FN Herstal avea o caroserie decapotabilă de tip Phaeton, mă corectați voi în comentarii dacă am pronunțat greșit, considerată de lux în acea perioadă, și două locuri. Mașina măsura 2,15 metri în lungime și 2 metri în lățime, respectiv înălțime. Materialele folosite la construcția ei erau metalul, lemnul, textilele și pielea. Acum, ca să înțelegeți un pic care a fost toată savoarea acestei povești de la începutul anilor 1900, trebuie să vă spun câteva cuvinte despre personajele principale din această poveste, și anume despre Bazil Asan și despre prințul Valentin Bibescu. Născut în 1860 la București într-o familie înstărită, Bazil G. Asan a fost inginer și explorator, fiul industriașului care a construit în 1853 la București prima moară acționată cu motor cu aburi. Poate că moara lui Asan vă spune ceva? Ei, despre tatălui era vorba. În anul 1900, Asan și-a comandat un FN Herstal, care a primit numărul de înmatriculare 1B. Prințul George Valentin Bibescu a avut o mare pasiune pentru mașini și este considerat un pionier al automobilismului românesc, dar și al turismului automobilistic european. În 1900, în același an cu Asan, George Valentin Bibescu își comandă același model, un FN Herstal. Acesta dorea ca autoturismul său să fie primul, însă numărul 1 era deja dat. Așa că prefectura capitalei a făcut un compromis
și a înregistrat vehiculul respectiv cu numărul 0B. Deși nu a avut chiar prima mașină înmatriculată în București, moștenirea prințului nu trebuie subestimată. În 1901 face una din primele curse europene de la Geneva la București în 73 de ore la volanul unui Buick. Prințul este fondatorul Automobil Clubului Român, pe care l-a fondat în 5 aprilie 1904, al cărui vicepreședinte a fost încă de la înființare George Basil Hassan. Deci, aceștia au găsit o metodă foarte politicoasă și foarte gentleman-like de a-și rezolva disputa orgolilor, astfel încât de acolo s-a născut o relație de colaborare și de prietenie, așa cum nu prea mai întâlnim în vremurile noastre. Câteva luni mai târziu a avut loc și prima cursă de automobile din țară, pe ruta București-Giurgiu. Atunci când nici măcar nu exista un regulament de circulație, primul regulament datând din 1905. Aici o să fac o mică paranteză și o să vă spun că weekendul acesta are loc automobilul, are loc raliul memorial Giurgiu 1904, legătură directă cu ce v-am spus un pic mai devreme. Sper eu ca vremea să fie bună, astfel încât să am posibilitatea să trag niște cadre și niște povești interesante pe care să vi le arăt săptămâna viitoare în vlog. Regulamentul raliului era foarte restrictiv în ceea ce privește viteza maximă. Aceasta era reglementată la 15 km pe oră, care era echivalentul cu mersul cailor la trap, dar și în ceea ce privește zgomotul, deoarece mașinile nu trebuiau să sperie caii care erau înhămați și care mergeau pe străzi. Primul examen oficial de conducere a avut loc la 10 ianuarie 1908, din ordinul prefectului capitalei. Testul consta practic în verificarea capacității conducătorului de a frâna la aruncarea unei perne sau unui sac cu fân în fața automobilului. Deci practic nu aveai nevoie de cine știe ce skill-uri, să schimbi viteze, să fii atent la semne de circulație, ci pur și simplu trebuia doar să fii pe fază când îți aruncă cineva un sac cu fân în față și dacă tu frâneai în timp real, erai ok, aveai permis. Și acum la pièce de résistance. La crème de la crème, la quelque chose je ne sais pas possible. Fotografiile pe care le vedeți în momentul de față pe ecran fac parte din evenimentul care a avut loc, se pare că în anul 1908, și fac parte din cursa București-Herăstrău, identificată de istoricul Nicolae Macovei. Este foarte interesant de văzut acest art peste timp și de urmărit evoluția evenimentelor de genul de acum 111 ani și până în prezent. E un izvor așa antropologic din toate punctele de vedere, iar dacă printre cei care ne urmăresc sunt oameni care au putea identifica mai multe elemente vis-a-vis de ce se întâmplă acolo, de autoturismele care apar în aceste fotografii, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii, pentru că orice ajutor este binevenit. Ce aș mai vrea să menționez este faptul că aș dori să mulțumesc proprietarului acestei colecții, colecția familiei Ceseanu Racoviță, să-i mulțumesc domnului Alexandru Ștefan Mihăilescu, pentru că a fost de acord să împărtășească aceste informații cu noi și aceste fotografii splendide. De asemenea, fotografiile au fost prezentate și în cadrul expoziției București 19, București 20, realizate de Omnia Foto și care încă cred că mai este deschisă la The Arc. Eu vă mulțumesc din suflet pentru timpul pe care mi l-ați acordat, sper că ați aflat lucruri noi odată cu mine și vă doresc o zi ușoară în continuare. Până săptămâna viitoare, toate cele bune, v-am salutat!